Un cimitir fantomă cu 60 de epave antice perfect conservate a fost descoperit de către oamenii de știință britanici în Marea Neagră. Pentru cercetătorii marini, acestea sunt o adevărată mină de aur. Navele prezintă tehnici de construcție pe care majoritatea oamenilor de știință nu le-au mai văzut până acum. Zeci de epave antice bine conservate au fost găsite de către cercetătorii britanici în partea de jos a Mării Negre. Au fost descoperite 60 de nave scufundate, unele dintre ele vechi de 2500 de ani. Cele mai multe nave găsite au o vechime de aproximativ 1300 de ani, datând din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Proiectul a implicat o echipă internațională condusă de Centrul de Arheologie Maritim al Universității din Southampton. Descoperirea cimitirului de epave a fost întâmplătoare. Fiecare navă din acest loc, plecând de la cea mai veche și până la cea mai recentă, oferă o viziune asupra traseelor și tradițiilor maritime. Multe dintre ele prezintă caracteristici care sunt cunoscute numai din desene sau descrieri scrise, cum nu au mai fost văzute până acum. There are ships down there that have never been seen apart from in murals and paintings and in books. Unele dintre navele pe care le-am descoperit au fost văzute doar în picturi murale și tablouri până în acest moment. La o adâncime mai mare de aproximativ 150 de metri, Marea Neagră are un conținut scăzut de oxigen, așa că organismele nu pot supraviețui. Acest lucru a dus la conservarea foarte bună a epavelor. Sculpturile din lemn ale unor nave au rămas intacte de-a lungul secolelor. Cercetătorii susțin faptul că descoperirea lor este cu adevărat neegalată. Detaliile și locațiile epavelor sunt păstrate în secret de către cercetători pentru a le proteja.